Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video informativ despre o bursă nouă care s-a deschis în Japonia. Bursa dată este deschisă de altă bursă cunoscută din SUA, Bittrex. Cine cunoaște această bursă? Ei au deschis o bursă în Asia, în special în Japonia, unde fac o promoție de pe 15 ianuarie până pe 31 martie pentru toți doritorii care se înregistrează gratis pe acest site pentru diferite sarcini, se poate de primit până la 31 martie undeva 15.000 de monede. Deci dacă moneta dată va fi de pildă un cent, 15.000 de monede, asta face $150. Deci eu vreau să vă spun cum se poate de adunat aceste 15.000 de monete, iar cum se va primi la fiecare deja depinde individual. De ce? Pentru că sunt unii pași care unii din voi poate să le facă, alții posibil că nu o să fie în stare. Deci, când facem studierea site-ului dat, vedem așa tabel, unde se arată că în ianuarie, pentru înregistrare, doar înregistrare pe acest site, dădeau 2.000 de monede. Acum, în februarie, dau 1.500. Simplu înregistrare subînțelege introducerea datelor, activarea link-ului de înregistrare. Dacă facem verificarea, mai primim încă 5.000 acum, în ianuarie dădeau 6.000, în martie va fi deja 4.000 pentru verificare și 1.000 pentru înregistrare. Acum, dacă invitați pe cineva, vi se dă 500, dacă face persoana dată înregistrare, dacă face verificare, de pildă 1.000, asta merge vorba de martie, căci 31 martie se termină. Iar în februarie, încă 2 săptămâni, mai sunt undeva, pentru referal se dă 800 din monete sau 1.800 dacă face verificare. Deci, în interior, eu ieri am făcut înregistrare și deja am adunat 20.500 de monete. Cum aici se poate aduna monete? Deci intrăm la Candy, unde sunt monetele. După ce am făcut verificarea, unde zilnic, dacă intrăm pe acest site, ne se dă câte 200 de monete. Deci am făcut pe 15 înregistrare, Sara, Purum pe 16, am intrat și acum e 17, deja ora 5 și am primit și pentru 17. Deci pentru fiecare zi, dacă intrăm până la 31 martie, undeva vreo 8.000 se poate făcut. Pentru înregistrare 1.500 și pentru verificare 5.000. Deci se primesc 6.500 și 200 când intrăm pe site, minim 6.700 se poate făcut pe acest site. Deci 6.700, dacă o să fie un cent, $67. Dacă va fi 10 cenți moneta dată, asta poate să fie $670. Deci tot depinde. Deci eu spun că dacă va fi, pentru că de pildă la unele monete, la aceeași cantitate, prețul de pildă a fost și mai scump, la unele este și mai ieftin. Deci poate să fie și mai scump și mai ieftin. De pildă la unele a crescut și la 30 de cenți, la așa cantitate de monete cât are bursa dată în plan să emită. Acum facem înregistrarea. Când apăsăm pe linkul de referal, se deschide o astfel de pagină unde trebuiește de indicat e-mail-ul, pe urmă parola, apoi repetăm parola, deci codul la persoana ce ne va invita. Indicăm că suntem gata, de acord cu condițiile, și apăsăm pe semnal. După ce am făcut acest lucru, apare
următoarea pagină unde nou ne spune că pe e-mail s-a trimis un cod care trebuie de introdus aici. Deci intrați în e-mail. Unde de pildă vine astfel de cod? Pe exemplu, pur și simplu eu am, când intrăm în cont, folosim tot cod de intrare, dar aici vine primul e-mail verificare. Vine un cod, îl copiați, el este valabil 10 minute. Îl introduceți aici ea, în spațiul acesta, și apăsăm pe butonul Submit. După aceea apare așa ceva, unde nimerim în interior și trebuie să facem verificare la telefon prin SMS. Pentru aceasta, aici ea, apăsăm și alegem codul țării noastre. Mai departe, aici alături, scrim mobilul nostru. Deci am scrim fără codul țării. Deci codul țării am ales deja. În continuare, apăsăm pe verificare și trebuie să vină un SMS. Dacă n-ați făcut ceva corect, înseamnă că ați introdus greșit mobilul. Deci, vine tot un cod care îl introducem în acest spațiu și apăsăm pe confirm. După ce am făcut acest lucru, trebuie să apară bufat și la telefon, cum este, de pildă, bufat la e-mail, când am introdus codul. Deci introducem, după aceea, vedeți, la mine a fost bufat în două locuri, cu verde, după aceea facem verificarea. Verificarea este foarte simplă, trebuie să introducem datele noastre reale, deci ca să putem apoi da la vânzare monetele și să le putem vinde. Deci pentru asta trebuie verificarea. Pentru că este o bursă care este sub control. Deci nu poți să participi la primirea monetelor cu mai multe conturi. Deci faci o verificare. Pentru verificare o să primiți și mai multe monete. Deci dacă pur și simplu doar ați făcut înregistrarea, ați primit 1500. Pentru că faceți verificare, introducând datele, data de naștere, țara de unde sunteți, adresa, localitate, județul de pildă, codul poștal și apăsați pe Next. După aceea apare pagina unde trebuie să introduceți 3 poze, buletinul față, deci este așa un buton de upload care apăsat și apare posibilitatea de a atașa poza din calculator, unde o aveți salvată. A doua poză, punem buletinul din spate, iar a treia poză, trebuie de gătit un selfie. Ce înseamnă selfie? Deci o poză unde este jumate, trebuie să vadă capul, pe o foaie trebuie să fie scrisă denumirea bursei, BitsDAC. Deci eu am scris aici bursa, mai jos am semnat și am scris data alături. Și buletinul în aceeași poză, deci deoarece eu mă fotografiam cu o mână, dacă aveți cine să vă fotografieze, atunci în mână țineți buletinul, în altă mână țineți foaia aceasta unde a scris denumirea bursei, semnatura și data, când faceți această poză. Trebuie să fie calitativă, deci să citească aceste date, o adăugați și trimiteți. Deci eu undeva într-o oră am fost verificat. Deci, dacă intrăm la notificări,
Deci, eu am făcut înregistrare la 22.30. Am primit 1.500. Pe urmă că am intrat pe site cu loginul interior, am primit 200. Pentru că intrăm pe site, ni se dă 200 o dată pe zi. Am dat la verificare la 22.51. Mai puțin de o oră. La 23.31 am fost verificat și am primit 5.000 de monede. Deci pentru verificare primim de 3 ori mai mult cât doar pentru simplu înregistrare. Deja am început să invit persoane și pentru un referral primim câte 800. Dacă persoana invitată de noi face verificare, mai primim deasupra 1800 cu 800, 2600 putem maxim dintr-o persoană să primim. Dacă va fi un cent, deci asta primește 26 de dolari, ca exemplu. Deci destul de mult după mine. Unii găsim link-ul de referral, el este aici la Candy. Acest e link-ul nostru de referral, îl copiem și îl dăm la cunoscut. Aici și vedem cantitatea totală la monede. În portofel la fel se vede. Când se va termina promoția, o să vedem ce se întâmplă, până când este acces la depunere și scoatea banilor la monetele care sunt pe bursa dată. Ea deja lucrează. Deci este prețul în iena, pentru că este în Japonia. Dar este prețul și în dolari. Deci putem să ne orientăm în Bitcoin de pildă. Deci este destul de comod. Bursa dată mie îmi place, nu știu de ce, dar e foarte comod. Aici tot e la mijloc, într-o parte sunt prețurile de vânzare, într-o de cumpărare, de vânzare. Este ușor de văzut. Nu trebuie să... Deci este destul de comodă bursa dată. Vom vedea cum va fi. Deci vă spun încă o dată, este bursa care este în parteneriat cu Bittrex, o bursă cunoscută din SUA. Cam atât ce am răspuns, numai bine.